Ajungem la Euro 96, care marchează întoarcerea României la un turneu final, al doilea din istorie după 1984. Este pentru prima dată când participă 16 națiuni. Și tot prima dată și ultima dată, de altfel, când finala este decisă cu un gol de aur. Campionatul european din 1996 are loc în Anglia. Echipele sunt împărțite în patru grupe de câte patru. În grupa A, Anglia, Olanda, Scoția și Elveția. Anglia și Olanda aveau să se califice cu 7 și respectiv 4 puncte. Scoția este eliminată cu 4 puncte, are același număr de puncte și același golaveraj cu Olanda, 4 puncte minus 1, dar olandezii au marcat 3 goluri față de doar 1 reușit de scoțieni. Elveția este ultima în grupă cu un singur punct. În grupa B, echipa României nimerește alături de Franța, Spania și Bulgaria. Și nu obținem niciun punct, reușind un singur gol în acest turneu final. Spania-Bulgaria 1-1, s-a jucat la Leeds pe Elland Road, goluri marcate de Stoichkov din penalti, a egalat Alfonso, viitorul jucător al UEM, 1-1. România-Franța 0-1, marchează Christophe Dugarry în minutul 25. Pe St. James Park din Newcastle, arbitru este germanul Helmut Krug. Ține minte golul, o greșeală a lui Stelea îi permite lui Dugarry să înscrie. Apoi urmează Bulgaria-România 1-0, tot la Newcastle, pe St. James Park, unde noi am pierdut așadar și cu Franța și cu Bulgaria cu același scor. Arbitru danezul Peter Mikkelsen, Stoichkov marchează în minutul 3 și atâta va rămâne. La Leeds, Franța și Spania fac 1-1. Djorkaeff, minutul 49, Caminero egalează pentru Spania în minutul 86. Și în fine, în ultima rundă, Franța învinge Bulgaria net cu 3-1. Goluri Laurent Blanc, minutul 21, Penev, autogol, minutul 63, Stoichkov, care a marcat în toate meciurile, reduce din handicap în minutul 69. Patrice Loco, jucătorul lui Nantes, înscrie în minutul 90 pentru Franța 3-1. Spania învinge România cu 2-1. Goluri Manharin, minutul 11, la Leeds a jucat. Răducioiu, minutul 29, egalează pentru noi. Amor înscrie pentru Spania, jucătorul Barcelonei, în minutul 84, a arbitrat turcul Ahmed Çakar. În grupa C, Germania se califică cu 7 puncte, Cehia 4 puncte minus 1, merge mai departe în dauna Italiei, deși aceasta are 4 puncte 0, este pentru prima dată la un turneu final când contează rezultatul direct. Cehia a învins Italia cu 2-1, goluri Nedved și Babel, respectiv Chiesa, la Liverpool s-a jucat. Italienii sunt eliminați, deși au avut golaveraj superior față de Cehia, datorită sau din cauza meciului direct. În fine, pe ultimul loc în grupă, Rusia cu un singur punct. Nu mai există comunitatea statelor independente. Rușii se fac de râs la acest turneu final. Bătuți 3-0 de nemți, dublă Klinsmann și un gol Zamăr. Bătuți 2-1 de italieni, dublă Kaziraghi. Pentru Rusia a marcat Țimbalar. Așa nimeni nu-și mai amintește astăzi de el. Și în fine fac un 3-3 ruznacii cu cehii, meșteribil la Liverpool, Mostovoi, Tetradze și Bestiaznăh pentru ruși, respectiv Șuhoparec, Cuca și Smitser pentru cehi. Deci Germania și Cehia merg mai departe, Italia și Rusia sunt eliminate. În fine, în grupa D, Portugalia câștigă grupa, 7 puncte, urmată de Croația, 6 puncte, Danemarca, 4, Turcia, 0 puncte, 0 goluri marcate. Este pentru prima dată când Turcia participă la un campionat european, atenție, în 1996 și nu reușește să marcheze niciun gol. Înfrângeri 1-0 cu Croația, gol Vlaovic în minutul 86 la Nottingham, învinși după aia 1-0 și de portughezi, tot la Nottingham, un gol al lui Coutu, minutul 66, Fernando Coutu, așa, și în fine, sunt bătuți 3-0 de danezi la Sheffield, 2 goluri Brian Laudrup și 1 Nielsen. E bine, în sferturile de finală, în sferturi, Mariz, Germania învinge Croația cu 2-1, Anglia trece de Spania la penaltiuri, 0-0, 4-2 pentru englezi la penaltiuri,
Cehia bate Portugalia cu 1-0. Este pentru prima dată, vă reamintesc, când Cehia joacă sub această titulatură la un turneu final. Și în fine, Franța elimină Olanda la penaltiuri 5-4 după 0-0 în 120 de minute. În semifinale se întâlnesc Germania și Anglia, clasicul hit al fotbalului european și clasic ca și la Mondialul din 1990. La fel se întâmplă și la Europeanul din 96, 1-1 și la penaltiuri bat nemțălăii cu 6-5. În cealaltă semifinală, Franța-Cehia 0-0, iar la penaltiuri Cehia câștigă 6-5. Renald Pedros a ratat viitorul jucător al OM. El deja semnase cu OM când a ratat acest penalti. Din cauza lui, Franța a pierdut în acea semifinală în fața Cehiei, un meci pe care l-a avut la dispoziție 120 de minute. În fine, Germania câștigă finala, este al treilea titlu din istoria naționalei germane, al treilea titlu european, 2-1 în finala cu Cehia. Golurile din finală au fost marcate, după cum vă spuneam mai devreme, a fost o finală cu un gol de aur, un gol de aur în acest meci. Bierhoff a marcat acest gol de aur în minutul 95. Penalti pentru Cehia a fost mai întâi, minutul 59 marcat de Berger. Bierhoff a egalat în minutul 73 și tot el avea să pecetluiască pe Wembley victoria Germaniei în minutul 95. A arbitrat italianul Pierluigi Pairetto această partidă, până la urmă de tristă amintire pentru noi, încheiată cu încă o victorie a Germaniei în 96. Urmează